Am fost alaltăieri la supermarket și pe ieșire, cum se zice, da, mi-au făcut cu ochiul niște creveți. Creveți. Era o caserolă cu niște creveți așa de frumoși, de aia întregi. Da. Refierți. Da. Și bun, acum, paranteză. Da. Stau și mă gândesc câteodată că e mai bine să nu te gândești, de fapt, ce mănânci în ziua de astăzi. Deci, acum 10-15 ani, să mănânci creveți, era o trufandașă, era așa, zbai de revelion. Așa este. Costau enorm de mult. Acum uitam, când am luat creveții ăștia, ca porc, era o gondolă de-aia plină cu diverse variante de la diversi comercianți, uh-huh, și diferite gramaje, nu mai e nicio fiță. Adică poți să-ți cumperi creveți liniștit, de și mari și mici, nu e o problemă. Uh-huh. Nici nu vreau să mă gândesc ce pun în ei, cum se zice, că vorbim de legume, fructe zilele trecute. Cu ce crezi ei? Da. Practic, știu niște povești. Eco, bio, dar știi, la modul închizi ochii și zici, lasă. Când era Ștefan mic, el are acum aproape 12 ani, deci acum 10 ani, am început să diversificăm mâncarea, cum se face, nu știu ce, și am să-i dăm pește. Practic, și țin minte, a trecut de la lapte la creveți. Da, a vrut să-l facă boss de mic. Da. Am zis să-i dăm pește și în perioada aia am zis că cel mai sigur e să-i dăm dorada, că are oasele mai puține, mai mari, nu știu ce. Și țin minte, era dorada atunci 100 de lei. Da, kilogram. Nu exista. Dar găsești și acum dacă vrei, numai că e sălbatică. Și somon găsești sălbatic, atunci foarte scump. Nu era precizat dacă e sălbatică sau nu. Păi era 100 de lei și se găsea destul de greu și țin minte, mă duceam și cumpăram dorada copilului, știi? Acum e, deci somon, dorada, toți peștii aia super exotici de ocean, de apă sărată pe care nu puteam să-i mâncăm, acum sunt de crescătorie. Și găsești și la 18 lei. Deci când văd dorada la 18 lei, mă gândesc, zic, mamă, dar ce... E dorada de Dunăre. Da. În fine, paranteză închisă. Acum să ne bucurăm de creveții ăștia pe care avem, așa cum or fi ei. Uh-huh. Erau de ăștia decorticați? Nu. Bun. Sunt de-aia întregi. Okay. Eu urăsc să decortichez creveți. Deci mă scoate din sărite. Dar atunci când îi gătești, dau cu totul alt gust când îi faci cu sos. Da? Și eu acum vreau să vă prezint o rețetă de paste cu sos și creveți. Că dacă îi faci doar în ulei, puțin perpeliți, da? Nu merită să îi dăștea întregi. E chinul naibii să-i desfaci, e ideea gata de corticați. În schimb, domne, chinul naibii să imediat să desfac. Eu știu ce zici, dar tot te năcle, nu strop, când îl desfaci e cu sos și sare. Nu este adevărat, tot. Nu știi, păi dacă cum îl desfaci, smulgi din el, ești ce? Da. Și odată rețeta aia. Așa, da. Deci rețeta e foarte simplă, vă trebuie usturoi, după gust, de la doi căței în sus, acum fiecare cu talentul lui, ulei de măsline. Da. Ce facem acum? Paste cu sos de creveți. Mai mult usturoi. Așa. Roșii, 3-4 bucăți. Cel mai simplu, conserva clasică de roșii italienești, prună de cojite, cele mai bune, cele mai gustoase. Nu dai greș cu ele. Usturoiul tăiat mărunțit, ulei de măsline, roșiile. Pus pe foc, mic pitic. Da? Și lăsați să dea puțin în clocot acolo. Vin alb, jumătate de pahar. Secretul. O linguriță de oțet. Oțetul îi taie puțin, că ei sunt ușor grețoși, sosul ăsta, dacă nu le dai... Oțetul e ideal. Okay. Poți să pui și lămâie. Dacă oțet, mergi la sigur. Acum să știi că dacă pui vin, că în principiu pui vin alb și nu pui vin dulce, pui un vin sec. Ăla, în principiu, mai ai nevoie și de la un moment dat se transformă în oțet. În viitorul lui, dacă nu... știi? Dar nu-i tot una. Așa. Și ardei iute, de preferat roșu. Asta pentru cei care mănâncă iute. Da. Bine, sigur, ardei iute și usturoiul se pun primele în ulei, după care pui sucul de roșii și vinul și lași să bolborosească un pic, după care pui creveții ăștia întregi. Da? Și mai lași până când o să vezi că își schimbă culoarea crevetele, atunci este gătit, când devine roz. Faci creveții în sosul de roșii? Da. Ok. Exact. Deci nu-i perpelesc înainte. Îi las să fiarbă în sosul ăla de roșii la foc foarte mic, acoperit. Și își lasă acolo din crustă, din cap, își lasă practic gustul ăla pregnant de crevete. Ai pui cu totul, adică... Cu totul. Bun. Întregi. Pe asta zic. De-aia zic că e greu de curățat după aia, știi? Da. Că ei se impregnează cu sos de roșii și cu toate alea. Și când te-a pus să-i cureți... Adică eu prefer să-i... Mulții la restaurant vi se servesc cu paste...
paste, sigur, folosiți linguine sau spaghetti. Stai puțin, nu ca vă să facem o paranteză. Să facem o paranteză. Deci ție nu-ți place să cureți creveții când poți să-i cureți la chiuvetă și să ai apă și te speli pe mâini, dar îți place să-i cureți în farfurie. Păi nu, asta e ideea, când gătești crevete întreg, da, nu-l cureți înainte. Că ție trebuie să-și lase zeama aia pe care o are în cap. Așa este, e bun. Nu-l cureți și până pui capetele alea curățate acolo, că nu, știi? Îl gătești cu totul și da, după aia... Foarte bun. La restauranții se servești pastele cu creveți întregi. De obicei, maximum 2. Acasă poți să pui 20, asta e fița. Înțelegi? Cam la aceiași bani cu care mănânci 2 la restaurant. Eu prefer să-i curăț însă înainte să mănânc. Adică îi pun în farfurie gata. Nu după ce mănânci, firește. Înainte să-i pun în farfurie. Am înțeles. Îi curăț, îi pun cu pastele și cu câteva linguri de sos. Pot să zic și eu repede, mai timp? Pot să zic și eu repede? 30 de secunde. Deci, pentru cei care pot să curețe creveții, vor să-i curețe înainte, sau pentru cei care preferă să-și cumpere creveți deja decorticați, mai mărișori așa, adică să fie măcar cât degetul mic, în tigaie, puțin ulei de măsline, îi perpelești cât să-și schimbe culoarea. În momentul, îi lași în pace. Și după aia, când pot fi mutați, îi întorci pe partea cealaltă, de-abia atunci pui acolo vinul alb, usturoi tăiat mărunt și peperoncino, praf de usturoi. Chestia asta face un sos minunat și după care pastele direct peste creveții ăștia, grijă mare la timp. Creveții nu trebuie să stea mult, că se cauciuchează. În momentul în care s-au colorat, pac, vinul alb, asta coboară temperatura, usturoiul îl pun de-abia acum ca să nu se ardă și să infuzeze sosul de vin și ulei și sos de creveți, pastele pe deasupra, pastele trebuie să fie spaghete sau linguini, nu puneți rigatoni, macarone sau alte chestii. Ca și... să-și tragă din sos. Da. Asta e important. Și încă niște apă din... apă de pe paste. Asta e. Clasica. Agitat bine de tot, se cheamă mantecatura, pe măsură ce miști tigaia, se face un sos cremos care îmbracă toată afacerea în farfurie deasupra pătrunjel tocat. Și eu fac rețeta ta, dar fără vin, în rest identică, și la mine e pătrunjel tocat, bine că mi-ai amintit, și la mine, în ce v-am povestit cu sosul de roșii, la fel, evident, pastele le punem peste creveți și sos bine, în spală, oală și mai lăsăm un minut direct, să tragă. Se taie sunetul. Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.